suntem în faa unei situaii tragicomice. pe de o parte parlamentul i comisia se luptă cu consiliul pentru milioane zeci de milioane sute de milioane pentru proiecte eseniale pentru politicile europene i în acelai timp acceptăm că sub ochii notri de ani de zile sunt sume uriae o mie de miliarde în fiecare an evaziune i fraudă fiscală la scara uniunii europene. în acelai timp le spunem tinerilor uniunii că nu avem bani pentru garania pentru tineret i le dăm apoi ca nite mărgele de sticlă 6 miliarde, poate 3, deocamdată sfinte promisiuni. Cred că a sosit timpul ca în Consiliu să se pună capăt acestui joc, aș spune, de complicitate cu crima și cu frauda și evaziunea, să se ia o decizie fermă.